Doamnelor și domnilor, iată ne întors în direct. Și cum ne-am întors în direct, citesc de pe B1.ro. Păi de unde vrei, mă, să citești? Valentin Calciu, un membru al USR Vrancea. Membru important. Important, USR Vrancea. Să știi că ne-am învățat că sunt membri importanți și membri lipsiți de importanță. Ne-a spus domnul în direct, Moșteanu. Domnul Moșteanu ne-a explicat. Domnule, nu erau membri importanți cei care îl criticau pe... Da. Și deci un membru important. Spune-mi, te rog frumos, ce a făcut, că am citit și eu știrea de pe B1 TV și te rog frumos să mă crezi. Am sunat pe colegii și zice, domnule, asta este fake news. Nu e, domnule, fake news, nu dăm fake news. Bine, mă, nu dați fake news. Atunci spuneți-mi informația. Valentin Calciu susține că a fost suspendat 2 ani din USR pentru că a mâncat mici îmbrăcat în tricou cu Dan Barna. Asta este... Doar 2 ani l-au suspendat în USR? 2 ani, după care poate să revină. Dar nu-i normal! La ținute diferite. Asta nu este disciplină de partid. În imagini, Dan Barna, fostul viitor președinte al României, actualmente președinte doar USR, și domnul Valentin Calciu de la USR Vrancea, un om care este acuzat de lez majestate, se spune, o să intrăm în dialog direct cu dânsul prin telefon. Și vă rog să și domnul Barna, să-i dăm dreptul de replică și domnului Barna dacă vrea să intervină, deci, pe subiect. Asta este o chestiune care trebuie tranșată în direct, domnule Buzeanu, pentru că dacă nici noi jurnaliștii nu ne preocupăm de subiectele cu adevărat importante, țara asta nu se mai face bine. Dar eu înțeleg că domnul Barna i-a dat 2 ani practic. Foarte blând. Cu suspendare. Foarte blând. L-a suspendat 2 ani de suspendare, nu cu suspendare. De suspendare. Păi, da, înțelegi atrocitatea comisă de acest individ numit Calciu Valentin USR Vrancea. Deci dânsul s-a dus să îngurgiteze niște mititei, cu ceea tricou, ce pot înțelege, cu tricou, îmbrăcat, cu îmbrăcat în Dan Barna. Îmbrăcat în Dan, avea Dan Barna pe el, pe piept, așa. Imaginează-ți, nu spun că s-a întâmplat, dar o să lămurim chestia asta. Dar imaginează-ți următorul scenariu. Mănâncă mititei. Putem presupune că a mâncat și muștar cu ei? Bagă micul muștar. Bagă micul în gură, bagă micul muștar, bagă. Și la un moment dat, din micul îmbibat în muștar, se întâmplă? Picură pe fața președintelui Dan Barna. Și îl umplimă Dan Barna de muștar. Și tu îmi spui mie, oh, decizii radicale, ce nervos e Barna. Radu, eu spun că asta e de dosar penal. Nu, eu spun altceva, Răzvan, nu, lasă-mă să spun. Spune, dar spune repede că vreau să vorbesc cu inculpatul. Poți să explici că i-a sărit muștarul lui Dan Barna în momentul când apare muștarul? Nu, i-a sărit lui muștarul pe Dan Barna. Hai să-i spunem bună seara inculpatului, domnului Valentin Calciu, USR Vrancea, momentan nu chiar atât de USR, dar Vrancea în continuare, membru suspendat pentru că a mâncat mititei îmbrăcat în Dan Barna, chestie pe care mi-e greu să o concep. Bună seara, domnule Calciu. Bună seara. Domnul Calciu, vă întreb direct, ați văzut să se întâmple așa ceva la Partidul Național Liberal? Să vină un membru al Partidului Național Liberal îmbrăcat în, nu știu, Iohannis, Orban. Ludovic Orban. Ludovic Orban. Să mănânce muștar, să-i cadă muștarul pe el, sau la PSD. Nici la PSD n-am pomenit așa ceva. Să-ți vină îmbrăcat în Viorica Dăncilă, că era candidat la momentul respectiv. Să scadă ketchup, să scadă cine știe. Haideți. Ce să scadă din gură pe Viorica Dăncilă. În primul rând, confirmați informația potrivit căreia ați mâncat mititei cu muștar sau nu, asta rămâne de discutat. Îmbrăcat într-un tricou cu Dan Barna pe dumneavoastră, domnule Calciu. Confirm informația, dar numai că trebuie să dau și o explicație. Vă rog! Eu veneam din campania electorală când s-a întâmplat acest lucru. Nu am făcut eu grătarul, cum am fost acuzat de către președintele USR Vrancea, Mihai Țălepădatu. Deci o secundă ca să o luăm. Domnul Mihai Țălepădatu v-a acuzat că ați făcut și grătarul. Numai că ați mâncat micii îmbrăcat în Dan Barna. Blocului meu. Se pot verifica chestiile astea. O să verificăm, vă dați seama. Pentru că grătarul nu este în spatele blocului meu, în primul rând. Iar eu am fost invitat de niște prieteni, simpatizanți USR, așa, care făceau grătar în momentul când eu mă întorceam din campanie electorală. Deci erați mai mulți care ați mâncat mititei acolo. Da. Ok. Ok. E foarte bună informația. Continuați, că publicul va decide singur care e adevărul. Prietenii m-au invitat la grătar. Da. Eu le-am spus că mă duc până acasă, pentru că făcusem foarte mulți kilometri în ziua aia și mă strângeau încălțările. Ok. Mi-am luat un pereche de șlapi. Așa. Și apoi m-am reîntors. Dar tricou nu putea să-l schimbați, domnul Calciu. Asta este. Am uitat. Uitați, am omis. Păi da, domnul Calciu, eu vă înțeleg că rezonez că și eu mănânc mititei, dar nu îmbrăcat în tricou cu Dan Barna, domnul Calciu. Asta este. Nu ați avut ocazia să aveți un tricou cu Dan Barna. M-a ferit Dumnezeu. Și asta e adevărat. Că până la urmă, da, ați dat dovadă de tricou, ca să zicem așa. Da, domnul... Dar dumneavoastră cunoșteați sancțiunile la care vă expuneți?
Mâncând mititei îmbrăcat în Dan Barna? Am citit statutul de enuri. A citit statutul? Asta vreau să vă întreb. Și nu apare nicăieri cum trebuie să fii îmbrăcat sau cum nu, ca să nu periclitezi imaginea liderului a partidului. Da, da. Am înțeles. Deci în statut nu e prevăzut această chestiune. Nu m-am gândit nicio secundă că voi periclita imaginea USR-ului sau a domnului Dan Barna. Păi domnul Calciu, imaginația domnului președinte Mihai Tălepădatu de la Vrancea. Domnul Calciu, am o singură întrebare. Când s-a petrecut acest eveniment? Era până octombrie, nu mai știu exact. A, ok, înainte de alegeri. Da, eram în campanie electorală. Vă asumați eșecul în alegerile prezidențiale al domnului Dan Barna ca urmare a demersului dumneavoastră complet nepotrivit? Doamne, cum adică? Păi vă gândiți că poate Dan Barna ar fi avut șanse la președinția României dacă imaginea sa nu ar fi fost pătată de muștar? Asta este numai în mintea președintelui. Da, noi să știți că l-am contactat adineori pe domnul Dan Barna și ni se spune că domnul Barna a răspuns în felul următor. Ce răspuns credeți că a dat domnul Barna la această problemă? Vă întreb pe dumneavoastră, că îl cunoașteți pe Dan Barna. Sunteți normal că-l cunosc pe domnul Dan Barna, este un tip rațional. Așa, și ce răspuns credeți că a dat domnul Barna? Care e răspunsul pe care credeți că l-a dat, întrebat în legătură cu această chestiune? Bănuiesc că a râs. A râs? Păi e de râs? Nu e nimic de râs, domnul Nu, vă Calciu. Spune ce a făcut. Domnul Barna a spus că nu cunoaște subiectul. Deci nici măcar nu și-au permis să-i aducă în atenție această chestiune, că le era frică de reacția lui. Asta domnule Pădatu a ținut-o la nivel local, că a zis, Doamne ferește că ăsta ne desfințează filiala cu totul, dacă aude. Domnule Pădatu ține foarte multe lucruri la nivel local. Dar domnule Pădatu, așa, credeți că e posibil să aibă și alte probleme cu dumneavoastră dincolo de această, mă rog? Domnul nici nu vreau să o cataloghez, faptă. Cu mine, datorită faptului că nu am fost de acord cu dânsul atunci când a schimbat posta conducerea USR-ului. Deci n-ar fi doar problema cu mititei, ar fi și altceva în spate. Pentru că dânsul și-a adus o problemă personală în cadrul partidului și a transformat o problemă de partid, ceea ce eu nu sunt de acord cu chestiile astea. Am înțeles. Asta e un lucru normal să nu fie. Nu reușim noi să-l contactăm și pe domnul Lepădatu, că sunt convins că domnul Lepădatu ar putea explica statutar cum acest demers al dumneavoastră de a mânca mititei în tricou. Dar dacă vă uitați în ceea ce am declarat eu, vă rog, pentru că am fost suspendat, o să vedeți că s-a luat și de o poză de la botezul fiicei mele care spune că de ce e dezbrăcată fața. Dar eu nu știu dacă cineva poate să-și boteze copilul îmbrăcat. Domnule, ridicați niște probleme care... Da, sunt deja, intrăm în niște discuții mult mai ample. Mai ales că la poza aia eu am fost etichetat, nici măcar nu am postat-o eu. Deci asta este că nu trebuie să pui etichete. Aici e problema. Românul spune, are această vorbă. Domnule, să nu punem etichete. Dar vreau să vă arăt, domnul Calciu, vreau să vă arăt o imagine cu domnul Dragnea, care ce credeți că făcea? Mânca mici. Deci, practic, e un obicei specific... Domnul Liviu Dragnea, poate că și de aici deranjul, poate că nu doar că avea tricou cu Dan Barna, dar și ideea de asociere a partidului USR cu micii este una de natură să prejudicieze partidul. De râs este faptul că eu am fost suspendat 3 luni de zile de biroul local, iar marți am fost suspendat pentru aceeași faptă de biroul județean 2 ani. Domnul Calciu, dar acum în documentul care probabil v-a fost pus la dispoziție, în procesul verbal al ședinței, dacă a existat așa ceva, care sunt motivele suspendării dumneavoastră? Că asta cu micii, sigur, e gravă, dar... N-au avut de ce să iei, s-au luat de chestia asta și... Cum, domnule, s-au luat de treaba asta cu micii în mod serios? Că am un comportament violent, dar nu-l pot proba. Da, avem în acest moment, domnul Calciu, avem o poză și cu domnul Dan Barna cu micu. Avem în momentul de față pe ecran o poză, domnul Dan Barna cu un singur mic. Cu un singur mic. Fără muștar, e drept. Băi, avea și muștar. Mi s-a părut că era să i muștar acolo. Dacă nu ar fi confidențial documentul, vi l-aș fi pus la dispoziție să vedeți de ce m-au acuzat. Ok, nu sunteți obligat să puneți la dispoziție. El poate ajunge pe surse către colegii noștri din presă, dar nu de la dumneavoastră, de la cine știe cine. Normal. Da, veți adresa emisiunii. Întrebarea mea următoare și asta ne puteți spune. Concret, oficial, domnule, oficial. De ce ați fost suspendat că v-ați îmbrăcat, ați avut un tricou pe dumneavoastră cu Dan Barna așa pe piept? Oficial a fost suspendat pentru că am cerut demisia lui Dan Gabriel Nichita, vicepreședintele filialei USR Vrancea, cel care a mințit în adeziunea de înscriere. Asta nu-i fostul deputat PNC, membru, nu știu ce guvern? Exact, da. Peste intrase aici, domnul Nichita.
De patru, a fost membru în patru partide și în 8 guverne. Păi parcă USR nu primea în Trasești. Păi da, spuneți-i domnul Mihăiță Lepădatu, care îl ține în brațe, și atunci când noi am aflat de chestia aceasta, dânsul a spus, dar ce, a omorât pe cineva? Păi domnule, nici Dragnea n-a omorât pe nimeni, din câte știm. Exact, asta i-am spus și noi, am reproșat. Asta nu e un argument. Asta nu e un argument, nici doamna Viorica Dăncilă n-a omorât pe nimeni. Când noi protestam în Piața Victoriei împotriva Ordonanței 13, domnul Dan Gabriel Nichita era membru al guvernului Grindeanu, consilierul unui secretar de stat, dacă nu mă înșel, Tacu Florin. Sper să nu-i fi greșit numele. Cum îi cheamă? Statul Florin? Tacu sau Tatu Florin, ceva de genul. Nu statul, Tatu Florin. Nu statul de drept. Statul suntem noi, știi cum e vorba. Bine, mă, Ludovic. Așa. Deci domnul Nichita făcea parte dintr-un guvern controversat, asta știm. Și statul susținea acea ordonanță. Dar acum... Dar el a mințit în adeziune, a spus că nu a mai făcut politică din 2005 sau 2007. Doamne, păcatele mele, păi dăm search pe Google, că nu-i nevoie de adeziunea sa. Îl găsim pe Camera Deputaților, a fost membru al Parlamentului României. Da. Cei care și erau așa la conducere atunci Bun. Erau niște oameni noi în politică, un pic naivi și un vechi politician i-a dus de na. Păi atunci ai transmite un mesaj pe această cale domnului Mihăiță Lepădatu, că am zis că așa îl cheamă. Domnul Mihăiță Lepădatu. Lepădați-vă, domne. Lepădați-vă de traseiști, domnul Lepădatu. Lăsați-mi de în pace. Chiar am făcut o petiție către BN, da? În care am semnat-o mai mulți membri. Curios este că nu ni se răspunde. Au și alte treburi acum. Au și alte treburi acum. Poate după această intervenție atragem atenția. Demisia pe care am cerut-o vocal a lui Dan Gabriel Nichita din funcția de vicepreședinte la... Dar Nichita ăsta îl contestați doar pentru că a făcut parte din patru partide și a fost în guvernul la Condonanța 13? Pentru că își negociază funcții cu partidele opozante. Se acuzație gravă. Și îndepărtează orice membru care nu este... care nu împărtășește ideile. Am înțeles, domnul Calciu. Mulțumim, domnul Calciu, pentru intervenție. Să știți că noi suntem aici un grup de oameni. Da? Principalul contracandidat al actualului primar de la Focșani, Misăilă. Cum am aflat că a ieșit pe primul loc în sondaje, l-au și suspendat. Da. Am înțeles. Noi vă susținem în continuare și sperăm să mâncați un mic împreună cu domnul Bana. Și noi credem că în această țară fiecare român ar trebui să aibă dreptul să mănânce mici așa cum vrea el îmbrăcat. Nu să stabilească domnule Pădatu sau BN-ul sau cine știe ce autoritate supremă din partid sau din stat, cum să ne îmbrăcăm când mâncăm mititei, cu muștar sau fără. Îi mulțumim domnului Calciu și mergem mai departe pentru că aici au fost probleme gastronomice. Și acum mergem la probleme etilice ca să îl cităm mergem pe profile. Mergem într-o zonă impregnată etilic pentru că nu ar fi asta concluzia noastră, dar este informația care ne vine pe un canal oficial de la însuși. Primarul din Oltenița, care face următoarea declarație. O declarație cutremurătoare. Dar de înțeles, totuși, adică na. Da, argumentabil. Eu să ascultăm. Nu îl condam pe... Eu nu intru în cârciu, nu beau. E foarte greu să-ți petreci timp în Oltenița dacă nu bei. La ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber. Omul acesta vine și vă explică un lucru pe care sigur noi cu toții îl bănuiam. Este vorba de un fel de combustibil. Băutura este un combustibil în România, da? Deci cumva la nivelul ăsta se consumă. Se consumă ca să poți să mergi mai departe. Dacă îmi permiteți. Da. E o chestiune aparent locală, dar în esență generalizată. Eu îl înțeleg pe domnul primar din Oltenița că își vede exclusiv parcela pe care o administrează. O să-i rog pe colegii din regie să-l contacteze pe, să-l contacteze primar, pe domnul primar în aceste momente. Lucrurile trebuie să dezvoltate. Deci, domnul Petre Țone. Domnul Țone spune bine ce spune, dar e prea restrictiv. Nu doar în Oltenița e o necesitate. El cunoaște doar parcela sa, își cunoaște totuși trotuarul. Veniți, tău. Domnul Țone, la capitală să vedeți aici. Bună seara! Bună seara, domnul primar! Bună seara! Sunteți în direct pe B1 TV, Radu Buzean numele meu, colegul meu Răzvan Zanfir. Ascultam declarația pe care ați făcut-o și vreau să vă felicităm pentru sinceritate, în primul rând și nu numai. Știți la ce mă refer, nu? Sigur că da, am auzit... V-ați auzit de care într-o? Da, am auzit... Ce ați auzit? Luat o declarație a mea de la
care am dat-o pe un post local. Da. Și am văzut-o, mi-o asum fără probleme, nu o neg. Păi nici nu-i de negat. Păi nu-i de negat. Nu e, noi v-am sunat să vă spunem că în sfârșit nu. Cineva are curajul să spună adevărul, dom'le. E nevoie de impregnație etilică să poți să îți desfășori activitatea în această țară. Și eu sunt de acord, dar eu spun că ar trebui mers mai departe, nu doar în Oltenița, ci în întreaga România. Arătați-mi o localitate din țara asta pe care poți să o duci pe picioare fără să consumi ceva înainte, da. Măcar sporadic. Deci, dar cum ați ajuns la această concluzie? Că sigur, toți o gândim, dar nimeni n-a avut curaj să o spună. Dumneavoastră, cum ați ajuns la concluzia asta că trebuie să iei ceva la bord ca să... Eu cred că dacă dădea tot interviu, s-ar fi văzut că eu, de fapt, făceam... Ce făceați? Să vă spun eu, dumneavoastră. Făceam o trecere în revistă la ce trebuie să facem, da. Să scoatem copiii, tineretul, adolescenții din fața calculatoarelor și să-i îndreptăm către sport și către cultură. Domnule, păi ce trebuie să facem? Trebuie să facem un șpriț, că noi ne-am cramponat de declarația aia cu alcoolul. Nu, aia mi-a plăcut. Dacă stați așa, că acum au dat la tor și nu ne mai convine. Lăsați, doamne, iartă-mă, sportul. Nu stricați, e prea frumoasă declarația ca să o stricați. Sau spor, na, halbere, sticlism, dar nu... Dumneavoastră vreți să scoate ceva negativ. Nu! Din punctul meu de vedere, nu ne cunoașteți. Care nu-ți băutor, asta este. Deci dumneavoastră nu consumați nimic în momentul când ați făcut această declarație. Nu sunteți consumator în general? Păi stați un pic, atunci nu. Eu am crezut că a spus-o, în urma consumului de alcool, declarația respectivă, pentru că știm cu toții, domnul primar, că omul la băutură spune adevărul și ni s-a părut că a spus adevărul. In vino veritas, domnul Tone. Și a zis, domnule, a consumat domnul primar ceva și a spus adevărul. Deci asta e părerea dumneavoastră. Eu nu consum alcool. Am înțeles. Domnul primar, haideți să fac... Eu vreau ca oamenii să consume cât mai puțin alcool, iar mai ales tineretul, să-l îndreptăm către sport și cultură. Lăsați-o, domnule, cu sportul și cultura. Lăsați cultura asta, că cultură de ce? Cultură de cereale, că putem face single malt. Haideți să ascultăm din nou declarația dumneavoastră și reveniți dumneavoastră să o puneți în context ulterior ca să înțelegem la ce ați vrut să vă referiți. Regia, vă rog. De acord. Eu nu intru în cărciun. Nu beau. E foarte greu să-ți petreci timp. În Oltenița, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber. Lucrurile deci, sunt foarte clare. Plecăm cu deci ați început până a declara că dumneavoastră nu frecventați cărciuni, nu beți. Dacă înțelegeți că e greu în Oltenița să-ți petreci timpul liber fără să bei, că ce, doamne iartă-mă, să faci? Și eu vă întreb, unul la mână, cum vă petreceți dumneavoastră timpul liber? Și doi, ce ați vrut să spuneți cu asta? Că să nu există metode alternative, n-aveți un cinematograf, n-aveți un cinematograf, dar n-aveți o casă de cultură, ceva? Hai să punem în context! Haideți să punem în context! Dumneavoastră, dacă mă ascultați și vreți adevărul, asta să înțelegeți. Vă rog! Adevărul ne va face liber, că vorbim de timpul liber. În Oltenița, la ora când vorbim, da. Nu există niciun cinematograf, nu există nicio sală de spectacole, nu? Deci când vă spuneam de cultură, știu la ce mă refer. Eu mă refer la cultură, la o bibliotecă municipală, pe care am făcut acum, am făcut o casă de cultură superbă, pe care o inaugurăm în luna aprilie. Bravo. Dar atunci când eu am dat interviu, da. Nu există nicio sală în municipiul Oltenița. Domnul primar, vă opresc pentru că ăsta e un lucru bun. Nu spuneți ca și cum e ceva ce nu e în regulă. Ați văzut ce filme sunt în ultima vreme, domnul primar? Păi da, mai bine că n-au acces tinerii la așa ceva. Ați văzut ce filme sunt în momentul de față în cinematografele din București? Nu prea am timp. Păi, de-aia vreți să băgați cinematografe pe acolo. Să... Vă spun eu că cu alcool, din alcool se mai trezesc tinerii, dar din filmele astea care o să le învenineze mintea, mai greu îi scoateți la liman. Dar e doar o părere personală. Radu, poate n-a. Da, și deci în momentul de față, ca să ducem discuția într-o zonă optimistă, spuneți că în aprilie inaugurați casa asta de cultură, nu? Da. Și ce avem și cinematograf acolo. Și cinematograf? Deci, hai să spuneți acum, din aprilie, ce alternative la consumul de alcool vor exista pentru tineret? Deci, până atunci există baza sportivă. Bun. Și va exista această sală de spectacole unde se vor da filme 3D. Avem 3D? Acolo o bibliotecă municipală unde se pot citi inclusiv Căci. Online orice tip de carte, orice vrea fiecare. Foarte modern, avem domnul primar. Două parcuri foarte frumoase.
Deci am această imagine. Stai că vreau să rămâneți. Gașcă... De la ce partii sunteți, domnul Țone? Poftiți? De la ce partii sunteți? De la PSD. Ia uzi. Ia uite, domnule, de la PSD și am cultura. Această imagine, domnul primar, cu o gașcă de 3-4 băieți care au ieșit să bea ceva. Și unul dintre ei spune, stai că s-a deschis o casă de cultură unde mai bine mergem să citim ceva. Sau să vedem un film 3D. Să vedem un film 3D. Nu, asta e ideea. Imaginația este a dumneavoastră. Eu nu frecventez așa ceva. Da. Nu știți cum e. Perfect. Mulțumim. Mulțumim pentru intervenție, felicitări pentru casa asta de cultură. Deci în momentul de față există alternativă la consumul de alcool. Da. Dar poți să și bei ceva înainte de filmul la 3D, ca să-l prizi mai... Da, da, asta este da, bun. Ce aș vrea mulțumim, să domnul Țone. Îmi place domnul Țone care spune așa, la noi în oraș, dacă nu bei, e foarte dificil să-ți petrești timpul liber și nu știu dacă și tu, Răzvan, te-ai gândit la... Și la noi în oraș. Cunoscutul om de face Sine Cămătaru, care mă, începând mă de astăzi... non-stop. Deci dacă, trece o zi să nu mă gândesc la care începând de astăzi nu mai este un om liber, nu mai poate să-și petreacă timpul liber. Ce pentru că nu mai e liber. Iar, mă! În urma unei decizii judecătorești... Tu anunță-mă când e liber, Sine Cămătaru, nu când e la pușcărie. Domnul Sine Cămătaru a fost arestat astăzi... Dosar politic. Dosar politic, să urmărim imagine și le explicăm după. Interlopul Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la 6 ani de închisoare cu executare într-un dosar de proxenetism. Instanța a revocat eliberarea condiționată în cazul său și a dispus că Sile Cămătaru trebuie să execute pe lângă cei 6 ani de închisoare un rest de pedeapsă de 1210 zile de închisoare dintr-o condamnare de 13 ani primită în alt dosar. De asemenea, Sile Cămătaru trebuie să achite și o amendă penală de 5.000 de lei. Zeci de persoane au fost trimise în judecată în acest dosar alături de Sile Cămătaru. Mai mulți patroni și angajați ai unor cazinouri și saloane de masaj din capitală au fost condamnați pentru proxenetism, dar majoritatea au primit pedepse cu suspendare. Da, iată situația prin care trece domnul Cămătaru, care în momentul de față este arestat, este în penitenciar. Și care e problema pe care o ridică această situație? În primul rând, la prima eliberare, domnul Sile Cămătaru, în 2004, prima eliberare prima, după 2000. Prima că a mai făcut un pic. Nu, la prima eliberare. Prima eliberare, nu după 2000. Prima eliberare, ce e important, domnul Sile Cămătaru a fost eliberat condiționat, da. Explicându-se acolo faptul că la motivarea de eliberare condiționată a fost că a avut activități educative, a dezlegat integrame. Da. Așa scrie în eliberare că a dezlegat integrame, nu integrale. E important de menționat asta. Păi și nu e normal? E nu normal. Sunt considerate activități cultural-recreative acestea? Pentru că integrale. El acum este legat, atunci a dezlega, era foarte important, știi că există această dezlegare până la urmă, de integrame și așa a ieșit din închisoare. După care, într-adevăr, a mai ieșit din închisoare de câteva ori, el tot iese din închisoare. El dar iese, dar și intră, asta e problema. Bucuria eliberării nu poți să o ai decât dacă în prealabil ai fost băgat la închisoare, nu? Că de aici a venit toată treaba, tot această tevatură, tot acest trafic. Ieși, intri, ieși, intri, nu? Eu mă feresc de ipocrizie ca PSD-istul de pușcărie, domnul Buzeanu, și trebuie să remarc, acum nu prea-mi vine să râd de domnul Sile Cămătaru sau de Sile Cămătaru fără domnul, că a fost eliberat înainte de termen, că a dezlegat niște integrame și bine a făcut că le-a dezlegat, da. În condițiile în care avem dal de Gigi Becali și ăsta la altul, a avut rapidul când era mai mic, Copos, eliberați pentru elaborarea unor lucrări cu caracter științific. Păi mai onest mi se pare Cămătaru care a făcut niște integrame și chiar cred că le-a dezlegat el, decât ăștia, dar au ieșit mari autori de acolo și săraci au dificultăți în a citi, nu a scrie. Ai înțeles? Deci, nu mi se pare drăs. Na, uite că nu râd. Dar ce e important este faptul că va face probabil o cerere de contopire a pedepselor. Așa. Pentru că această infracțiune, nu, care a dus la încarcerarea domnului Cămătaru, mă rog, vezi nu că sunt eu judecător aici. Nu vreau să nu fac eu telejustiție. Așa. Dom'le, este petrecută, nu e percepută ca fiind recidivă, pentru că este petrecută anterior, pentru că domnul Cămătaru a petrecut atâta domnul timp... Balint, mă, dacă domnul Balint, vrei să fii domnul Balint elegant. A petrecut atâta timp în închisoare în ultimii ani, încât mai mult în închisoare nu a avut prilejul să comită recent noi infracțiuni. Dar poți să faci și în închisoare dacă îți dorești cu adevărat domnule, niște infracțiuni. Asta sunt niște infracțiuni petrecute mai de mult, ele se vor contopi pedepsele respective și el, pentru că a ispășit deja niște ani de închisoare, așa?
Bă, și în curând ne vom trezi cu o nouă ieșire, că asta e important. Măi, știi cum e? Dom'le, e ca la avioane. Numărul de decolări trebuie să fie egal cu numărul de aterizări. Asta e bine. Asta e ce asta mai ne dorim. Asta e ce ne dorim de la avion. Hai să-l ascultăm pe domnul Cămătaru. Mie așa îmi place să-i spun, domnul Cămătaru. Asta mă, respectul și, respect. Cum să spun eu, politețea militară a fost întotdeauna un atribut al tău în discursul public. Așa. Domnul Sile Cămătaru. În primul interviu, când a rupt tăcerea la un moment dat, cred că chiar la Rahova aici vorbind. Dar acolo nu e Nuțu Cămătaru în aceste imagini? Nu, e domnul Sile Cămătaru. E domnul Sile, corect, în imaginile video. Asta e, o să port ochelari ca să nu vă mai induc în eroare pe viitor. Am înțeles. Haideți să-l urmărim pe domnul Sile Cămătaru. Posturi de televiziune și posturi de ziare, și ce spune? Presa te ridică, presa te coboară. Mulți au devenit vedete peste noapte. Că știți că presa vă ridică, presa. De ce v-ați ferit să dați până acum interviu? Pentru că presa, orice interviu am dat sau orice am făcut, a dat eronat. Eu înainte, pe timpul Ceaușescu, am avut cooperativă la domiciliu. Cu angajați. Deci nu m-am apucat ieri ca să fac afaceri. Și au și anumite speculații că, de exemplu, la cooperativa care am lucrat, am fost coleg cu ăsta, cu Marian Vanghele. El era șef mașinist, aveam cooperativă la domiciliu. Cum era el? Un om ca și acum, alergător, războinic, luptător. De ce? Funcția avea mașinist? Era șef mașinist. Șef mașinist, adică da. Ce? Cei care coseau fețele de pantofi. Și dumneavoastră? Eu eram șef producției, șef cizmar, care trăgeau pe calapod, care finisea pantofi. Și Marian Vanghele cum era pe atunci? Acum câți ani s-a întâmplat asta? Era pe timpul Ceaușescu, 85-86. Era, v-am zis, ca și acum, un alergător. Am văzut că multă lume face mișto de el, dar poate nu se exprimă corect sau poate nu are școala asta a vorbirii, dar voința și în ceea ce face e de respectat. Îmi place că a ieșit domnul Sorin Oprescu, primar al Capitalei, care cred că o să facă ceva. Da, Sorin Oprescu, îl cunoașteți? Nu-l cunosc. Dar îmi dau seama, aici în țara asta, ca să facă ceva, trebuie să oameni gospodari. Pe mine politica nu prea m-a interesat, că probabil m-aș fi băgat și în politică. Îmi place. Mi s-a propus să intrați în politică? Mi s-a propus de mult, dar nu m-a pasionat. Da. Mi-a plăcut momentul în care îl invoca pe domnul Oprescu și în dinamica chestiunilor, domnul Cămătaru zice așa, zice, îmi place că a ieșit domnul Oprescu, am crezut că a ieșit din închisoare, la asta se referă. Nu. Dar dându-mi seama nu, cronologic... Măcar nu se pregătea să intre. Asta e cronologic, tocmai ieșea primar, domnul, după aia a ieșit și din închisoare, dar mult da, mai s-a încolo. Și intrat la un da, moment dat. Da, s-a și intrat, asta s-a e și important. Intrat. Dar putem înțelege de ce îl aprecia celebrul lider al clanului Interlop, Cămătaru, pe Sorin Oprescu, avea peste ani să-i lege, pot să spun și să-i lege pe amândoi, și să-i lege pușcăria, știi? Adică chestiunile astea. Este oarecare solidaritate. Și deci, sunt mulți oameni pe care îi poți aprecia da. Dincolo de gratitudine. Da. Te poți bucura la un Adrian Stase, la un Liviu Dragnea. Dom'le, dar apropo de oameni și cu necazuri de genul acesta, uite ce, să ne întoarcem la ce s-a întâmplat în sediul Partidului Social Democrat în urmă cu o zi. Apropo de infracțiuni, cum erau oamenii în sediul partidului, dădeau niște declarații, explicau ce se va întâmpla cu țara, era starea aceea de îngrijorare, domne, ce facem cu țara asta, cum o scoatem, din ce s-a intrat, domnul Ciolacu, domnul Paul Stănescu, domnii aceștia de la Partidul Social Democrat, când s-a produs un incident relatat pe pagina de Facebook de către o jurnalistă prezentă la fața locului, care a explicat că i s-au furat niște bani unei colege din geantă. Două colege chiar. Două colege au fost prăduite. Au fost, da. Prăduite, ăsta e termenul. Furate. Furate, da. Așa. Prăduite. Cert este că în legătură cu această problemă a fost întrebat și domnul Marcel Ciolacu. Păi, dacă
dacă în sediu PSD ce s-a întâmplat fost prăduite? Brela Matale acolo, un sediu Partidul Social Democrat, că vin jurnaliștii cu niște bani la ei. E bine, asta e un lucru important, știi că de obicei din sediu Partidul Social Democrat să nu te trezești că pleci cu niște bani. Adică și asta ar putea să fie o infracțiune. Dar uite că și a intrat cu bani și a ieșit fără bani, iar e considerată deci, infracțiune. Deci, nu e nici bine să pleci cu mai puțin bani decât ai avut inițial, nici cu mai mulți din sediu partidului. Important e cu constant, cât intri, constant. Cu atât să ieși. Asta e important. Nu s-a întâmplat asta la PSD. Și uite ce declarație dă domnul Ciolacu și el vizibil îngrijorat de această situație. Am înțeles că s-a rezolvat pe calea amiabilă. Odată la pace. Mie mi-a citit știrea domnul Stănescu. Chiar am avut o ieșire nervoasă. Auzi ce zice Ciolacu, s-a enervat. Că nu mi s-a spus mai devreme. Un incident minor nu s-a ajuns la poliție. Deci este un incident minor în Partidul Social Democrat, în sensul că, domnule, se mai întâmplă lucrurile astea. Nu, e prejudiciu, era foarte mic. Prejudiciu. Era sub prag. Era sub prag. Deci, probabil, în Partidul Social Democrat au un prag. Măi, cât s-a furat? Băi, s-au furat câteva sute de lei. Nu, nu. Anunțăm poliția pentru câteva sute de lei. Ei au pragul ăla, sub 200.000 de lei. Au pus, au stabilit la ordonanța 13, vă aduceți aminte pragul. Ordonanța 13 n-a intrat în vigoare pentru toată România, dar în sufletul PSD încă funcționează. Bă, că s-a furat. Fetelor, aveți mai mult de 200.000 de lei la... Nu, e sub pragul. E sub prag, nu se pune problema. Păi vreau să... Haide, termină cu prostiile. Dar mie mi-a plăcut și de asta. Domnule, s-a rezolvat pe cale amiabilă. Că s-a rezolvat pe cale amiabilă, ce înseamnă? Că au făcut chetă în interiorul PSD și au dat banii jurnalistelor? Ce chetă, mă, Răzvane, că pare... Iartă-mă că spun... I-au dat un pic și ca să... pentru deranj? Dar pare... Asta e mirarea mea, că bine, pare... Bine, pare, pare că, domnule, ne-am ambălat. Probabil că unul dintre... A zis, cât aveați, mă, fetelor? Cât aveți? 1000 de euro aveați. Zice, 200 de lei. Uite aici, 300 de lei. Uite, aici o hârtie de 500, că n-am mărunt. Da. Îți dai seama că și fetele puteau spune, păi da, eu tocmai vândusem niște acțiuni și aveam 5 milioane de euro. De lire sterline, stai ce te complici. Aveam 5 milioane de lire sterline și vreo 100 de mii de franci elvețieni. Îi țineam în gentuță, chiar nu m-am gândit că o să se întâmple așa ceva. Cum s-a putut soluționa așa ceva? Deci, practic, se admite faptul că s-au furat banii. Se admite. Domnul Ciolacu nu a avut domne, o ieșire nervoasă. Cum să se fure, domnule, la noi în Partidul Social Democrat? Nu, a avut o ieșire nervoasă, că el n-a fost triștințat. Că nu i s-a spus probabil. Păi voi faceți tâlhării fără mine, măi. Am înțeles că sunt interimar, dar chiar un pic de respect nu merit și eu. Domnule, am înțeles. Ok, furăm de la jurnaliști. Nu e a zis nimeni nu. Da. N-am venit eu să reformez PSD-ul. Sunt niște cutume, trebuie respectate. Dar nu e normal să știe și președintele partidului, domne, că urmează o tâlhărie? Ne-a dus aminte acest incident minor. Acest incident minor ne-a dus aminte... De ce minor, domne? Aveți sub 18 ani. I-au furat banii din geantă unei jurnaliste, a două jurnaliste. Nu cred că putem trata cu atâta lejeritate. Uite, dar... ne-a dus aminte de domnul acesta care se află între noi și care va spune câteva... Membru PSD? Deocamdată nu. Dar ar putea. Ia mai zic omul ăsta în casă, cu portofelul. Da. Cum ai făcut? M-am uitat în el. Și? Și n-am pus mâna pe nimic. Am pus mâna pe bani, atâta. Pe bani? Da, tata. Cum ai intrat în casă? Pe ușă. Cum? Cum? Era deschis? Era închisă? Era... era ușă închisă. Și ce ai făcut după ce ai intrat în casă? Ce mi-ai zis tu mie? Am închis ușa. Așa, ai închis ușa după tine și în continuare? Am văzut, m-am speriat. Am văzut că e portofel. Mândul meu, m-am speriat. Mândul meu. Mă iau să fur. Sunt credincios. Foarte Dumnezeu. Mă întreabă cele că eu. Nu vă arată Dumnezeu. Nu mă toată lumea. Și m-am speriat. Că am văzut portofelul, l-am luat cu mușel, am desfăcut portofelul, m-am mutat în el, fără să mă sperii, cu grijă, nu-i de râs. L-am luat, am scos banii și am băgat în buzunar, în partea asta, dreaptă, și am plecat, mi-am văzut drum. Și pare rău că am furat. Și la celălalt, când te-a prins în casă, în curte, cum a fost? Merită să mai intru în curte. După aia. Dar a intrat în curte? A intrat în casă la el? N-am intrat în casă la el. Nu? Nu. Am intrat la bucătărie. La bucătărie. Și ce ai făcut la bucătărie? N-am plinit televizorul, n-am făcut nimic de rău. M-am uitat prin dureapă.
Dar ce faci? Caut eu. Ce căutai? Nimic. Mă uitam. Căutam. Ce? Ce căutai? Căutam. Și te-a prins omul? În casă? Da, m-a prins în casă. Ai apucat să iei ceva de la el din casă? N-am luat nimic. N-am vrut să fac nimic. A avut niște pantofi cu canci. N-am 5 minute. Și n-am vrut să fac. Am îngrijit de poliție. M-am gândit la poliție. Să votez și să votez. Da, ne-am întors în direct. Evenimente importante produse de români în Marea Britanie. În Marea Britanie, ba chiar în Londra, într-un cartier din Londra, care a fost evacuat din cauza unei mașini cu numere de mehedinți. Și au evacuat un cartier întreg pentru că li s-a părut suspectă o mașină cu numere de mehedinți. Asta este argumentul pentru care s-a evacuat un cartier. Un român a reușit lucrul acesta. Deci sunt lucruri importante care se petrec. Am început să contăm, mă, în lume. Asta vreau să semnalez. Cu ocazia zilei de azi. Domnul Buzeanu, dacă n-aș avea atâția prieteni de mehedinți, aș spune că și în București se poate părea suspectă o mașină cu număr de mehedinți. Dar având în vedere numărul impresionant de oameni pe care îi cunosc și îi apreciez de acolo, n-am să spun asta. Îți dai seama. Dar ce anume le-a atras lor atenție? Ce li s-a părut lor suspect? Uite ce li s-a părut că suspect. Că prea sunt suspicioși și englezii ăștia perfidul Albion. Ideea este că mașina a fost parcată peste noapte lângă gară. Și unde să o parchezi? Dom'le, lor i s-a părut suspect că prea stă această mașină cu numere de mehedinți aici lângă gară o noapte întreagă. Mă, și dacă era cu numere de Hunedoara era în regulă? Problema a fost că avea numere de mehedinți? Probabil. Păi, ai o mașină acolo, lasă-o în pace, dar are numere de mehedinți. A, are numere de mehedinți? Păi așa trebuie început. Dacă era parcată regulamentar, dar avea numere de mehedinți, le atrăgea atenție. Care este problema cu mehedințenii? Care este problema englezilor cu mehedințenii? Acum de când au ieșit din Uniunea Europeană și imaginează că pot face tot ce vor. Pot discrimina inclusiv pe criterii județene, domnule Buzeanu. Ceea ce mie mi se pare că generează un precedent extrem de periculos. Astăzi sunt mașinile cu număr de mehedinți, da? Suspecte în ochii lor. Mâine pot fi realizatorii de pe tronsonul 18-20. Uite așa ne ia pe fiecare în parte. Britanicul. Britanicul și ne privește în mod dubios. Da. Asta este. Dar uite, dubios a apărut, de exemplu, să dăm și acest exemplu local, nu? Un gândac din farfuria unui spital județean din Deva. S-a stărit un scandal. Deva, ce vorbea? Județul Hunedoara. Deci rămânem în zonă. Uite, fii atent. În zona țării ăsteia și constatăm următorul lucru, că la un moment dat într-o farfurie din spital a apărut un gândac. De unde tot necazul? Nu? Hai să citim reacția doamnei Care Lidia e problema? Roșca și o ascultă. De fapt, o ascultă pe doamna Lidia Roșca, managerul spitalului, care are și o reacție. Cu vocea ei, da. Când trebuie neapărat să dai vina pe oricine, numai să nu-ți asumi tu răspunderea, imaginația o ia razna. Asta ca să nu spunem că este vorba despre tupeu inadmisibil. Managerul Spitalului Județean de Urgență Deva, Lidia Roșca, declară sus și tare că se fac dezinsecții săptămânal. Singura explicație, după competentă părere a managerului spitalului, este că pacienții își aduc gândacii de acasă. Mai sunt câte unul, doi rătăciți. Din punctul meu de vedere, în saloane nu se intră corespunzător pentru că oamenii vin de acasă cu bagajele și cu tot felul de lucruri. E suficient să aducă un puiuț care se înmulțește pentru că, într-adevăr, temperatura în spital e mai ridicată, oamenii stau în pijamale. Noi suntem în proces de reparații capitale și atunci o parte din spital și vestiarul urmează să fie reparate și acolo sunt probleme, dar dacă este pe secția de pediatrie, nu ar trebui să fie acolo. Fiind în procesul de reparații capitale, în nebunia aceasta în care suntem la limita funcționării, ce să zic așa, întrucât ministerul a blocat fondurile, nu avem de unde să le reparăm pe toate odată, spune cu nonșalanță directoarea spitalului. Din păcate nu s-au inventat încă detectoare de gândaci la intrarea în clădiri, așa că situația este departe de a fi sub control. Se pare că pacienții aduc mai mulți gândaci decât reușește să extermine managerul spitalului prin dezinsecții săptămânale. În plin scandal în legătură cu privatizarea sistemului public de sănătate, vin aceste informații, vin aceste imagini și vine și această reacție extraordinară a doamnei manager, care ce spune? Zice, domne, pacienta și-a adus de acasă gândaci. Adică noi în momentul de față, mi s-a părut semnificativă reacția, pentru că noi suntem puși de fiată când trecem printr-un spital de sat să aducem de acasă tot felul de lucruri. Ai nevoie de cutare, trebuie să aduci de acasă. Ai nevoie de fașă, trebuie să aduci de acasă. Aia trebuie să aduci de acasă. Mă, până și gândaci, o să ne aducem și nozocomialele de acasă, că vom ajunge în situația
în care în spitale nu se vor mai găsi nici măcar nosocomiale. Vor fi atât de sărace spitale din România încât nu vor mai avea nici măcar nosocomiale, Răzvan. Eu spun, aducă de mult timp. Îi suspectez pe pacienții români că aduc nu neapărat cuiuții de gândac, că asta treacă cu vedere. Mai trece de la noi. Dar aduc și foarte multe boli de acasă. Vezi că ei vin cu bolile. Asta e o chestiune care nu se spune. Noi tot discutăm despre spitale în termen de focare de infecție. Da. Pleci, te duci în spital și pleci mai bolnav decât ai venit. Păi da, în regulă. E o realitate. N-ai cum să o negi. Asta este. Lucrurile sunt certe. Dar de ce nu te duci la spital? De unde sunt bolile? Nu, domnul Buzeanu. Nu, că e o chestie, aici e un artificiu pe care... O chestie, da. De unde sunt bolile în spital? Cine aduce bolile în spital? Pacienții aduc. De ce nu vine niciun pacient? Poți să nu vină fără boală la spital. Toți pacienții care frecventează spitalele vin cu boli. Mulți vin cu boala, da? Lasă boala și vin, pleacă cu altele. Alte, alte boli. Sau poate fără nicio boală. Nu știu, există, ori există și cazuri. Nu știu, n-am auzit. Nu știu, nu cunosc, nu mă bag, nu sunt specialist. Da. Dar eu îți vorbesc pe logică. Deci tu ai o boală, un puiuț de boală. Te-ai dus la internat. Ai lăsat boala acolo și te presupune că ai plecat sănătos. Unde-i boala? Boala rămâne undeva. Ca puiuțul de gândac. Deci, doamna manager are dreptate. Gândacul ăla n-avea de unde să fie în spital. Cineva l-a plantat acolo. Eu nu știu dacă l-a adus pentru că n-avea cu cine să-l lase. Eu nu știu dacă l-a adus tocmai pentru această fotografie. Ca să discrediteze sistemul sanitar din România, care știm cu toții cât de apreciat e. Pentru că așa ceva... Ai mai văzut un gândac în spitalele din România? Și e un singur gândac? Nu-i suspect? Noi știm că gândacii... Nu umblă de unii singuri. Mă, sunt ca interlopii. Umblă în grup. Infracțional organizat. Da. Deci, grup de gândaci. GGIO. E. Pare izolat gândac. Acolo. Pare izolat acolo. Pare suspectă prezența pare acolo. Pare plantat. Da. Hai să spune lucrurilor pe nume. Da, da. Pare un gândac adus. Ăsta nu-i gândac de spital, ăsta e gândac de bucătărie. Da. Ăsta este un gândac cu care pacientul a venit. L-a luat. L-a luat cu el. A zis, ce fac, mă internez singur? Mi-au un gândac cu mine. Aici luau masa împreună, s-a făcut această fotografie, probabil ca o amintire, a postat-o pe Facebook, lumea a interpretat că am pregreșit și a zis, uite, sunt gândaci în spital. Păi cum să fie, mă, gândaci în spitalele din România? Păi în spitalele din România să fie gândaci... A, vor veni gândaci! Dar și de unde vor veni gândaci de spitale? De la privat! De la pacienții care au mers în prealabil la privat, nu și-au rezolvat, gândaci, nu și-au rezolvat problema și au venit cu puiuți de gândaci, da, cu toate bolile, da, și le-au adus în spitalele de stat, bună, care erau în momentul de față extrem. E foarte bun raționamentul. Păi, da, cineva trebuie să apere și sistemul medical de România. Trebuie să spunem și lucrurile astea până la urmă. Că destul ne-am poziționat de partea pacientului și am criticat managerii de spitale, spitalele în sine. Dar la pacient nu ne uităm, mă? Mă, dar pacient, înainte, uite cum spunea JFK, înainte să te întrebi ce poate face țara pentru tine, întreabă-te ce poți face tu pentru țara. Înainte să te întrebi ce poate face spitalul pentru tine, întreabă-te dacă nu cumva tu ai făcut mai. Că noi spunem, m-am auzit spital și am plecat bolnav. Dar tu cu ce ai venit? Răzvan, ai venit cu boala? Ai venit cu gândaci? Ăla era un gândac privat, eu m-am uitat la el, Răzvan. N-arata gândac de stat, ăla arata gândac privat. Nu era gândac de stat. Nu era gândat de stat. Nu, era gândac privat. Era de mediul privat, de sectorul privat. Era, îți spun mai mult decât ăla, dacă merge până la capăt să nu ne fie frică. Ne punem în cap niște instituții, ni le punem în cap. Ăla era gândac de corporație. Ăla era celebru gândac de corporație multinațională. Un gândac corporatist. Astea nu existau înainte de 89 gândaci de ăștia. Da. Nu știu dacă mai ai amintit în perioada aia. Nu, dar am amintit de la domnul Liviu Marian Pop, care pusese harta României cu gândacii care veneau, nu? Care veneau peste S-a România. S-a râs de Liviu Marian Pop și gândaci... acum ajunge să-i dăm dreptate. Gândaci occidentali, veniți în spitalele din România ca să compromită sistemul de stat. Toate puterile mari ale lumii venite sub formă de gândaci pe România. Nu ne pot și... pe noi cu manipulările astea și cu fake news-urile astea de doile. Hai să nu terminăm săptămâna fără să dăm această veste importantă, să nu o palmăm, să zicem așa, această veste și să o dăm publicului, pentru că oamenii cer, oamenii vor așa ceva. Știți că are Ilan Laufer un partid, are un partid împreună cu Alex Coita, cu celebrul... Da, cu Coita? Cu celebrul interpret. S-a Coita și până la urmă, uite, a făcut acest partid care se numește Platforma Social Liberală. Acest partid devine din ce în ce mai amplu, conține din ce în ce mai mulți oameni. Devine neîncăpător. Eu îți spun acum și atrag atenția telespectatorilor care doreau să se implice activ în politică și poate ar fi vrut să se înscrie în acest partid al domnilor... Dar cum îi zice? Că uite, nu mai știu cum îi zice. Coita și Laufer. Da, parcă e asociații și asociații, da? Coita, Laufer și prietenii și asociații, așa. Da. Deci acest partid, oameni buni, dacă vreți să vă înscrieți, înscrieți-vă repede, pentru că nu mai sunt foarte multe lucruri. Foarte repede trebuie să dăm această informație asta.
s-a înscris în acest partid și Petre Roman. Ne aducem aminte că cei doi veniseră nu anapoda în politică, ci veniseră cu niște inițiative. Spuseseră că vor să schimbe imnul României. Ne aducem aminte că la Revoluție Petre Roman, întrebat în legătură cu denumirea României, cum Republica România, cum să-i punem numele, a tras această concluzie, sună ca dracu. Poate așa sună și imnul din perspectiva celor doi. Cert e de precizat, oamenii nu sunt ipocriți, nici măcar o secundă n-au spus că vor o nouă clasă politică, au spus că vor un nou imn, un nou partid, dar cu clasa politică. Gândiți-vă, Petre Roman. Deci, facem un partid nou cu Petre Roman, cu cine păi se face un partid nou? Tudor Mușat, bună seara! Bună seara! Trebuie să spunem că asta a fost și prima inițiativă pe care a avut-o Viorica Dăncilă și în speță România în momentul când a plulat șefia la Uniunea Europeană. A zis, domnule, să facem o orchestră. Deci tot așa, de la imn, de la muzică, totul ține cumva de muzică. Doamna Dăncilă și-ar fi dorit și un cor al lăudătorilor sau așa, da, al exact. Aprobatorilor când s-a dus ea în Parlamentul European. Numai că surpriză, ce să vezi, din acolo... Potriva. Erau vociferări și huiduieli. Știi la adresa domniei sale. N-a fost niciun cor și nicio armonie, păi, din potrivă. La vârsta ta vrei să auzi aplauze? Știi că e și un banc cu un domn care, în timp ce, mă rog, aude fluierături. Păi și la vârsta ma tare mai vrei să auzi aplauze. Păi nu, da. În cazul doamnei Dăncilă oricum nu mai era cazul, pentru că spusese deja partitura Liviu Dragnea, spusese deja partitura Călin Popescu-Tăricianu, doamna Dăncilă s-a dus doar așa, ca un umil colaborator, să mai reia din tezele emise la București. A fost așa, un purtător de cuvânt în acea situație. Ce teze Tudor Mușat? Păi să revenim la zilele noastre, care nu sunt însă foarte diferite de zilele de glorie ale Vioricăi Dăncilă, pentru că PSD e pus cam pe aceleași fapte. Deocamdată se ocupă cu blocatul. Asta e strategia PSD în acest moment. Blocanis! Hai să ne spunem pe nume. PSD-ul sunt blocanis acum. Da, de la aceste locale în două tururi, care o să fie tot într-un tur până la urmă, și anticipate, până la această chestiune spinoasă a ordonanțelor despre care o să vorbim, un fenomen foarte interesant. Consiliul Legislativ, ați văzut, a spus că n-a dat avize pentru anumite ordonanțe. Miza acum pentru PSD și Pro-România este să trântească aceste ordonanțe, să le declare neconstituționale, pentru că ele n-au avut aviz, deși în vremea guvernului Dăncilă, că tot pomeneați, au fost o grămadă de astfel de ordonanțe de urgență, care au intrat bine mersi în vigoare și au obținut aviz de la Consiliul Legislativ la 10 zile după, la 8 zile după și așa mai departe. Acum Consiliul Legislativ a așteptat frumos până a doua zi la ora 4, când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și s-a publicat decizia Monitor Oficial și a zis, nu putem să vă mai trimitem, too late, cum ar veni. Cum zice nu putem să mai dăm niciun aviz pentru că dumneavoastră deja ați fost demiși. Întrebarea rămâne, sigur, dar de ce nu l-ați dat până la ora 4, dacă tot știați că... Adică ne putem pune și astfel de întrebări, având în vedere că acest Consiliu Legislativ este, nu-i așa, în subordinea Parlamentului, ca și Monitor Oficial, ca și România, cu care s-a coordonat foarte bine Consiliul Legislativ. Dar n-aș vrea să trecem peste ziua de azi fără să marcăm un moment important. Domnul Marian Oprișan a fost ales președinte al PSD Vrancea. Acolo n-ar fi problema, la PSD Vrancea poate să stea cum vrea. 28 de ani frumoși împlinește domnul Oprișan în fruntea acestei organizații Vrancea. La PSD Vrancea poate să rămână, noi nu poate ne-a înțeles greșit acolo, nu ne deranjează sub nicio formă. La Consiliul Județean am avea ceva rețineri în privința prezenței domniei Zădar. Da. La PSD acolo poate să se distreze între ei. Chiar e și păcat. Dar ăsta este semnalul reformării Partidului Social Democrat. Partidul Social Democrat n-a candidat nimeni contra lui Marian Oprișan. Chiar a fost și o glumiță de asta de ședință PCR 85, așa, în care el a zis, totuși aș vrea să vă mai întreb încă o dată, chiar e serios, nu candidează nimeni? Și știrea de presă zice așa, în paranteză, sala râde. Păi, da, sigur, șeful, ce amuzant sunteți. Cum v-ați putut gândi că ar putut cineva? Dar, oricum, îmi plac glumele dumneavoastră. Tudor Mușat, pe B1 TV de la ora 8, să aveți o Românie bună în continuare. Și un weekend deosebit. Noi ne revedem luni la ora 18. Toate cele bune.